Organele competente din cadrul Direcției Generale Poliția Locală au inițiat în data de 26 iunie acțiuni și controle în scopul verificării și respectării prevederilor legale. Acestea se referă la circulația pe drumurile publice, protecția mediului, ordinea și liniștea publică, precum și depistarea persoanelor care dețin câini periculoși. În domeniul circulației pe drumurile publice au fost aplicate 120 de amenzi contravenționale în valoare de 18.000 de lei, cele mai multe dintre ele fiind acordate pentru staționări și opriri neregulamentare. Pentru protecția mediului au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 22.200 de lei pentru executarea de construcții fără autorizație și acte de comerț ilicit. În domeniul ordinii și liniștii publice au fost sancționate 132 de abateri de la normele legale în vigoare, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 19.850 de lei. În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii instituției, au fost aplicate 276 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 60.000 de lei pentru încălcarea normelor legale în vigoare.